și domnilor, bine ați venit la evenimentul de semnare a documentelor bilaterale în cadrul ședinței comune a guvernelor Republicii Moldova și României din 11 februarie 2022. În acest context se anunță semnarea acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova. Semnează din partea Republicii Moldova Natalia Gavrilița, prim-ministru, din partea României Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministru. În continuare, se anunță semnarea declarației comune a Guvernului Republicii Moldova și Guvernului României privind consolidarea cooperării în domeniul economic și cel investițional. Semnează din partea Republicii Moldova Natalia Gavrilița, prim-ministru, din partea României Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministru. Excelențele voastre, vă mulțumim pentru semnarea documentelor bilaterale. În continuare, prim-ministrii ambelor state vor participa la ceremonia semnării documentelor ministrilor din cabinetele ambelor țări. Doamnelor și domnilor, se anunță semnarea acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor, și a celor de apeluri internaționale între cele două state. Semnează Nicolae Popescu, viceprim-ministru, ministru afacerilor externe și integrării europene, din partea României Ioan Marcel Boloș, ministrul cercetării, inovării și digitalizării. Excelențele voastre, domnilor ministri, vă mulțumim pentru semnarea documentelor bilaterale. În continuare, se anunță semnarea acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitoare la consolidarea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localitățile Giurgiulești, Republica Moldova și Galați, România. Semnează din partea Republicii Moldova domnul Andrei Spânu, viceprim-ministru, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, din partea României Bogdan Lucian Aurescu, ministrul afacerilor externe. Domnilor miniștri, vă invităm.
În continuare, ministrii vor semna acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de frontieră între cele două state peste râul Prut, în localitățile Ungheni, Republica Moldova și Ungheni, România. Semnează din partea Republicii Moldova domnul Andrei Spânu, viceprim-ministru, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, din partea României Bogdan Lucian Aurescu, ministrul afacerilor externe. Excelențele voastre, vă mulțumim. Continuăm semnarea memorandumului de înțelegere între Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova și Ministerul Energiei din România privind cooperarea în domeniul securității energetice. Semnează din partea Republicii Moldova domnul Andrei Spânu, viceprim-ministru, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, din partea României domnul Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei. Excelențele voastre, vă mulțumim. Continuăm cu semnarea memorandumului de înțelegere în domeniul transformării digitale între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României. Semnează din partea Republicii Moldova domnul Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pentru digitalizare, din partea Guvernului României domnul Ioan Marcel Boloș, ministrul cercetării, inovării și digitalizării. Excelențele voastre, vă mulțumim. Continuăm semnarea cu memorandumul de înțelegere dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării. Semnează din partea Republicii Moldova domnul Anatolie Topală, ministrul Educației și Cercetării, din partea României Ioan Marcel Boloș, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Excelențele voastre, vă mulțumim. Continuăm semnarea protocolului de colaborare între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației al României pentru perioada anilor 2020-2026. Semnează din partea Republicii Moldova domnul Anatolie Topală, ministrul Educației și Cercetării, iar din partea României domnul Sorin Mihai Câmpeanu, ministrul Educației.
Vă mulțumim, domnilor miniștri. Ceremonia de semnare a documentelor bilaterale este continuată cu semnarea protocolului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale din România privind colaborarea în domeniul învățământului militar. Semnează din partea Republicii Moldova domnul Anatolie Nosatei, ministrul apărării, din partea României domnul Vasile Dâncu, ministrul apărării naționale. Vă mulțumim, domnilor miniștri. Ceremonia de semnare continuă cu declarația comună a Ministrului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, doamna Ana Revenco, și a Ministrului Afacerilor Interne din România, domnul Lucian Nicolae Bode, privind cooperarea în domeniul afacerilor interne. Semnează din partea Republicii Moldova, doamna Ana Revenco, Ministrul Afacerilor Interne, din partea României, domnul Lucian Nicolae Bode, Ministrul Afacerilor Interne. Cei doi miniștri vor continua semnarea planului de cooperare în domeniul formării profesionale al Ministerelor Afacerilor Interne din Republica Moldova și România pentru anul 2022. Semnează din partea Republicii Moldova doamna Ana Revenco, ministrul Afacerilor Interne, din partea României domnul Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne. Vă mulțumim, excelențele dumneavoastră. Continuăm ceremonia de semnare cu planul de acțiuni în domeniul justiției între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al României pentru perioada anilor 2022-2024. Semnează din partea Republicii Moldova domnul Sergiu Litvinenko, ministrul Justiției, din partea României domnul George Cătălin Șerban, secretarul de stat al Ministerului Justiției. Vă mulțumim. Excelențele voastre, onorați reprezentanți ai Cabinetului de Ministri ai Republicii Moldova și României, ceremonia oficială de semnare a documentelor bilaterale în cadrul ședinței comune a guvernelor Republicii Moldova și a României din data de 11 februarie se declară închisă. În atenția reprezentanților mass media urmează declarații de presă susținute de doamna prim-ministru și domnul prim-ministru în scurt timp. Vă mulțumim.